Următoarea diplomă a Guvernului Republicii Moldova se conferă domnului Mihai Ciobanu, secretar al Consiliului Comunal Vărvăreuca, Raionul Florești, pentru merite și succese deosebite în domeniul de activitate. Se conferă diplomă de gradul al treilea doamnei Ludmila Nagrineac, șef adjunct al Direcției Educației Consiliului Raional Florești, pentru merite și succese deosebite în domeniul de activitate. Mați locuitori ai orașului Florești, raionului Florești, întregii republici. Venim astăzi cu un mesaj de felicitare cu ocazia zilei de naștere a Republicii Moldova, care astăzi împlinește o vârstă frumoasă de 22 de ani. Făcând o privire înapoi, cu 22 de ani, ne dăm bine seama ce povară a căzut pe umerii primilor deputați din Parlamentul Republicii Moldova, din primul Parlament al Republicii Moldova, care au fost numiți astăzi de domnul președinte în exercițiu, Mihail Stepanovici Rusu, Ivan Sergeevici Țurcan, Ludmila Scalni, Ion Costaș, regretatul Sergiu Manea, care în comun acord, fiind o echipă unită, fiind cu gândul la patrie, fiind cu gândul la popor, au rezolvat problemele necesare ce stăteau în fața tinerii Republici Moldova. Nu putem noi astăzi să uităm istoria primului guvern, primului parlament în frunte cu prim-ministru domnul Muravski, speakerul parlamentului Mircea Ion Snegur și primul președinte al Republicii Moldova Mircea Snegur, care în grele zile de cumpănă au stat dârz la primirea hotărârilor doar pentru bunăstarea Republicii Moldova. După proclamarea independenței Republicii Moldova, asupra țării noastre a apărut nori negri de separatism. Toți ne dăm seama ce înseamnă unire, ce înseamnă separare, ce înseamnă separatism. Și iată că primăvara anului 92 ne-a dat o lecție extraordinară atât pentru bărbăție, cât și pentru lașitate și destrămarea Republicii Moldova, cum a fost destrămată Uniunea Sovietică. 2 martie 1992 a rămas în memoria Republicii Moldova ca un eveniment foarte negativ cu faptul începerii sau declanșării conflictului armat de pe Nistru pentru independență, suveranitatea, integritatea Republicii Moldova. Primii care au fost la faza ordinii publice, la faza hotarilor Republicii Moldova, au fost Ministerele de Forță, Ministerul Securității, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, care au trimis să-și îndeplinească datoria de cetățean, de ostaș al Republicii Moldova pe malul Nistrului. Cu mare regret vreau să comunic azi că pe câmpul de luptă, în perioada 2 martie, 3 august, cât a durat conflictul militar și au dat viața cu fapte de erou, 435 de combatanți cetățeni ai Republicii Moldova din tot teritoriul Republicii Moldova. Raionul Florești a trimis la datorie 779 de combatanți, ostași, polițiști, care astăzi, mulți din ei sunt slinjuiți, sunt legați de pat după stare de sănătate. Cu o mândrie deosebită pot să aduc la cunoștință că floreștenii și-au îndeplinit sarcina, fără careva obiecții sau abateri de la legislația Republicii Moldova. Pe câmpul de luptă au rămas 10 combatanți. În baza hotărârii unui decret al președintelui Republicii
Au fost decorați distinși cu distinții militare 7 cetățeni ai Raionului Florești, printre care Victorian Dârda, Ordenul Ștefan cel Mare, post-mortem, Mihai Prodan, Ordenul Ștefan cel Mare, Boris Lăza, pentru vitejie, Iurie Tibincov, pentru vitejie, Piotr Burdiumov, pentru merite în luptă, Sergiu Iarțăv, pentru merite în luptă. Stimați concetățeni, vreau astăzi cu deosebită plăcere să vă aduc la cunoștință că patria, eroii săi, săi nu și-i uită. Și vreau să îi ofer cuvântul domnului președinte în exercițiu, vicepreședinte Raionului Procopii Șura, pentru a executa decretul președintelui Republicii Moldova de a decora cu distinții militare următorii participanți la războiul de pe Nistru. Rog să se ridice în scenă Andronic Iurii Kiril. Se apropie de scenă Catruc Boris Nicolae. De scenă veteranul de război Capcelea Vladimir Pahom. Servus patrie. Onorată asistență pe parcursul anilor după finisarea conflictului armat, din rândul combatanților, veteranilor de război, au plecat în eternitate 62 de combatanți. În memoria veteranilor de război, în memoria celor căzuți pe câmpul de luptă, rog un minut de reculegere. Mulțumesc! Datoria celor rămași în viață este de a apăra în continuare suverenitatea, independența Republicii Moldova, să nu uităm de tânăra generație care este necesar și datoare ca să preia toate acțiunile pașnice, acțiunile bune pentru viitorul țării. Suntem un stat independent politic, ne-a rămas doar să luptăm pentru a fi independenți și economic. Despre asta vorbim, despre asta tindem. Cred că și întrebarea aceasta va fi puși pe umerii tinerii generații care în scurt timp va rezolva sarcina pusă. Vă mulțumesc! Evenimentul organizat în aer liber în Piața Independenței din orașul Florești a adus locuitorilor o adevărată sărbătoare. Câți ani de independență? Ce semnifică pentru dumneavoastră această zi? O sărbătoare bucnovenă de populară. Dumneavoastră, ce semnifică ziua independenței? Eliberar de jugul rusesc. Semnifică pentru dumneavoastră această zi? E zi frumoasă. E o zi pentru poporul nostru moldav, poate a fi dată în ordine, a fi bine. O sărbătorim liniștit cu plăcere, cu veselie, cu mândrie, că suntem popor eliberat. În acest an se împlinesc 22 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.